2, senior Ana Maria. Numărul 44, stângul Carola. Numărul 55, Itacu Oana. Numărul 67, Sovaralina. Numărul 77, Barac Valentina. Numărul 88, Tot Melinda. Numărul 99, Lazar Stefania. Antrenorul echipei oaspete este domnul Mircea Monteanu. Și acum să le aplaudăm pe fetele noastre, pe numărul 1, Lazar Roxana. Pe care Ana Maria, numărul 4. Numărul 5, Nea Xina Aurelia. Numărul 6, Bianca Pogan. Numărul 7, Paula Chirilă. Pojar Ioana Alexandra, numărul 8. Numărul 9, Paștiu Delia. Numărul 10, Ion Ana Maria. Numărul 11, Tecariu Mihaela. Numărul 12, Leni Morveci. Numărul 13, Ioan Ana Cătălina. Numărul 14, Baltag Andreea. Iar pe numărul 16, Ilia Maricica. Numărul 17, Alvașan Ioana. 18, Petrico Roha Paula. Iar pe numărul 19, Popa Ana Maria. Antrenorul echipei noastre, domnul Acumescu Octavian, delegat echipă Bogdan Adrian și director tehnic, domnul Costea Virgil. Vă reamintesc, partida de astăzi este condusă de o brigadă de arbitri din Târgu Mureș, formată din domnul Nancu Adrian și Crăcoi Adrian. Aplauze! Bună seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă transmisie a sportului din județ, a postului de televiziune locală Alba TV. Suntem în această seară în sala Florin Fleșeriu din Sebeș, unde vă aducem dumneavoastră un meci de handbal dintre HC Alba Sebeș și Cetate Deva Trans. Fetele au avut prima minge, fetele din Sebeș s-au năpustit în atac, sunt învinse de la spate și de o galerie frumoasă. Înainte de toate, eu sunt Tudor Stan și sper ca în următoarea oră să vă aduc cele mai frumoase gânduri de aici, de la Sebeș, unde HC Alba Sebeș va încerca o minune, adică să învingă formația din Deva. Formația din Alba a început cu Lenuța Mormeci în poartă, Paula Hoha, Ana Ciolan, Ion Ana Maria, Bianca Bogdan, Neag Simina și Mihaela Tecari. Pe când formația, iată primul punct, nu, este semicerc, s-a suflat ce semicerc. Și se ne pustesc în atac fetele noastre, pași și mingea revin celor de îndeva.
Deva este în teren în această seară cu porterița Laura Poenaru, jucătoarea de câmp Bardag Maria Valentina, Carola Stângu, Melinda Tod, Lazar Costela Ștefania și pivotul lor din această seară, Alina Șovar. Iată și primul gol al partidei marcat de fetele din Deva, de pivotul echipei Alina Șovar. Fetele primesc acum în 9 metri, a fost faultată nimeni alta decât una dintre cele mai bune jucătoare ale echipei din Sebeș, Ana Ciolan. Repun fetele prin Simina Neag, care este conducătorul de joc în această seară. Pasează foarte bine pentru Mihaela Tecari. Se face un paravan acolo, are un culoar de a trage la poartă. Oh, puțin pe lângă. A tras foarte bine Mihaela Tecari. 1-0 și fetele din Sebeș intră în defensivă. O combinație foarte frumoasă a celor din Deva, însă puțin peste poartă această aruncare a jucătoarei cu numărul 44, Carola Stângu. S-a încercat o angajare a pivotului acolo, însă nu s-a reușit acest lucru. A fost oprită prin fault Ana Ciolan și mingea va fi repusă de Ioana Maria. Ana Ciolan pentru Simina Neag, cum spuneam, conducătorul de joc a echipei din Deva. Din Sebeș, mă scuzați. Dezvoltă foarte bine, pasă în extremă și ce intervenție bună au are portărița celor din Deva, care au greșit contraatacul fetele din Deva. Laura Poenaru a avut a doua intervenție foarte bună în acest meci. Iată o pasă neatentă, însă s-a reușit recuperarea balonului. Ioana Maria este faultată în momentul aruncării și este 9 metri pentru echipa din Sebeș. Din nou 9 metri, dar de remarcată această intervenție a portarului Poenaru, celul din Deva. Deva, o echipă cu pretenții la promovarea în Liga Națională de Handbal Feminin. Ce pătrundere frumoasă, pasă pe extremă, însă din nou o intervenție bună a portăriței din Deva, care inițiază atacul și fetele din Deva încearcă să se desprindă în acest moment pe tabelă. A rămas foarte bine acolo în spate, o mână în gât a fost acolo, însă au recuperat mingea. Se fluieră fault de la faza anterioară. Așadar, în atac de această dată sunt fetele din Deva, prin conducătorul de joc Melinda Tot. Pasează foarte bine pentru Interul dreapta, nimeni alta decât Costela Lazar. Și cartonaș galben, faul dur. Faultat dur Interul nostru dreapta, Mihaela Tecari. Când spun nostru, mă refer că este din județul nostru, deoarece nu am nici măcar o subiectivitate, nicio asupra echipei din Sebeș. 9 metri. Lenuța Mormeci a fost încercată de câteva ori în această seară, însă a avut și ea o intervenție foarte bună. Iată un șut peste. A fost Melinda Tot. Și pleacă fetele de Sebeș pe contraatac. Fault în atac și este chemat medicul pentru a interveni în urma unei lovituri primite de Melinda Tot. Probabil cea mai experimentată jucătoare din lotul Devei. Se aplică o compresă cu gheață. Sala din Deva are destul de puține locuri goale în acest moment, drept pentru care suporterii sunt alături de echipă și încearcă, de ce nu, să o susțină pentru a ajunge în prima ligă de
handbal feminin, dar bă, este foarte mult până acolo și sunt, cu siguranță vor mai fi dueluri foarte grele pentru formația sebeșană, care să spunem că este susținută de Consiliul Județean și de Primăria Municipiului Sebeș. Revine Melinda tot în joc, este puțin accidentată, dar jocul reîncepe în acest moment. Așadar 1-0 pentru fetele din Deva. A trecut circa 6 minute din prima repriză, un scor oarecum mic în aceste prime minute, motiv pentru care tindem să credem că va fi o partidă foarte încrâncenată în a doua parte. Iată, pierd și fetele acolo și foarte aproape de o recuperare, Mihaela Tecariu. Da, se recuperează balonul și fetele pleacă, fetele din Sebeș pleacă pe contraatac. Fault, a fost un fault la Mihaela Tecariu. Pasează pentru Simina Neag. Ana Maria Ion a încercat să angajeze pe Ana Ciolan, să nu a reușit. Ce intervenție are Lenuța Mormeci. Ce bună această ieșire din poarta portăriței din Sebeș. Iată încă un 9 metri pentru formația din Sebeș. Foarte bună ieșirea din poarta Lenuței Mormeci. Și intervenție din nou providențială pentru echipa din Deva. Încearcă un gol din poartă în poartă. Foarte frumoasă această încercare a portăriței din Deva, însă nu, mingea nu a intrat în poartă. Se fluieră 9 metri. A fost faultată Bianca Bogdan. Nu au fost deschise extremele foarte mult în acest meci. Fetele din Sebeș joacă mai mult în încercarea de a angaja pivotul și este 1-1. Gol marcat de nimeni alta decât Simina Neag, conducătoarea de joc a celor din Sebeș. Formația din Alba, din Sebeș, din județul Alba, dacă a reuși în această seară o victorie, ceea ce este un lucru foarte greu, ar egala formația din Deva, o echipă care are pretenții de promovare în acest an, însă ar egala în clasament. Și ce intervenție are Lenuța Mormeci! Foarte frumoasă această intervenție, un picior pus acolo unde trebuia și fetele din Sebeș scapă fără gol la această fază. Se năpustesc în atac, însă nu au pasat, nu au fost prea atente la această fază, dar mingea rămâne în posesia lor și vor încerca. Din nou trage Simina Neag, a pierdut balonul și nu este. S-a încercat angajarea Anei Maria Simion, însă aceasta nu a fost atentă la această fază și a pierdut balonul. Cum spuneam, formația din Sebeș, dacă va reuși o victorie în această seară, va egala echipa din Deva în clasament, va trece cumva oarecum pe locul al patrulea, deoarece Cetate Deva Trans este pe locul 3 în clasamentul diviziei A de handbal feminin, pe când formația din Sebeș este abia pe poziția a 6-a cu 2 victorii și 2 înfrângeri, 2 victorii consecutive în ultimele 2 meciuri obținute. Foarte bun această aruncare din extrema dreapta a fost Bianca Bogdan, însă nu a reușit să introducă balonul în poartă, să introducă mingea în poartă. 9 metri, pași în fault, dictează arbitrul și fetele din Deva vor repune mingea în joc. Foarte frumoasă pivotarea jucătoarei Maria Bardac și este 7 metri și cartonaș galben. Cartonaș galben pentru Simina Neag. La fluier se repune această minge, zice arbitrul. Și bune dorencele. Ce gol frumos! Ce gol frumos marcat de Costela Lazar, Ștefania Costela Lazar. Intervenție foarte bună și este minge pentru fetele din Sebeș.
Îl văd pe marginea terenului pe antrenorul Octavian Achimescu foarte agitat. În schimb, antrenorul celor din Deva, Marian Muntean, încă parcă nu este conectat încă la partidă, nu zbiară la jucătoarele sale, precum o face antrenorul fetelor din Sebeș. Iată un atac foarte bine, și este aruncare de la 7 metri. Aruncare de la 7 metri și cartonaș galben pentru golul anterior al fetelor din Deva, nimeni alta decât Ștefania Lazăr. 2-1 în continuare, să vedem cine va executa. Da, este Ana Ciolan, cea care arestează mingea, iar în poartă, în locul Laurei Poenaru, intră Sârboaica Dinevska, Eva, care va încerca să pareze această aruncare de la 7 metri. Și nu reușește, este 2-2. Gol marcat de Ana Ciolan din 7 metri. Pune Dorencele, s-au năpustit în atac. Ana Ciolan a avut o intervenție foarte bună acolo și este 3-2. Auziți și dumneavoastră sala care exultă la acest gol al Anei Ciolan, marcat în urma unui contraatac după o recuperare foarte bună a aceleiași Anei Ciolan. 3-2 pentru HC Alba Sebeș în partida contra celor de la Cetate de Vatrans. Cum spuneam mai devreme, Octavian Achimescu este foarte 7 metri și din nou cartonaș galben pentru Ana Maria Ion. Nu a fost un fault atât de dur, însă decizia arbitrilor nu poate fi contestată. Și mingea este lăsată pentru handbalista Andreea Bărsan, care va încerca să o învingă pe Lenuța Mormeci din această aruncare de la 7 metri. Se pregătește și apără foarte bine Lenuța Mormeci. Ce intervenție are portărița din Sebeș. Fetele pleacă acum pe atac. Împingere, 7 metri, cartonaș galben și 2 minute eliminare ar fi corect. A fost o împingere cât se poate de evidentă asupra Anei Marie Ion. O văd pe aceasta acuzând ceva. Dureri medicale și Ana Ciolan, gol! 4-2. Ana Ciolan marchează al doilea său gol în această partidă. Time-out cere antrenorul din Deva, simțind că echipa sa a intrat într-un moment care poate fi decisiv. Sunt totuși abia doar 2 goluri pe tabelă, însă dacă Octavian Achimescu va comunica bine cu elevele sale, cu siguranță ar putea fi o victorie foarte mare în această seară. S-au arătat foarte multe cartonașe galbene până acum și meciul va fi cu siguranță tensionat, având în vedere că formațiile luptă pentru cele 2 puncte puse în joc și sunt despărțite abia de 2 lungimi de undă, drept pentru care nu este nimic de pierdut în această partidă, mai ales pentru fetele antrenate de Octavian Achimescu. Expiră și time-out-ul și vom revedea dacă cele din Deva țin cont de sfaturile antrenorului. O văd pe Melinda Tot, care a schimbat cu Maria Bardac, a lăsat-o pe aceasta în centru. Iată câte învăluiri fac fetele din Deva și este bară gol. Ce gol frumos marcat de extrema Ana Maria Simion. Foarte frumoasă reușita din extrema dreaptă a formației din Deva. Ce pasă previzibilă și indolentă parcă la această fază a încercat Simina Neac și iată o intervenție bună a portăriței din Sebeș, Lenuța Mormeci. Fetele pleacă
din nou spre a găsi golul în poarta apărată de Laura Păenaru. Se dictează 9 metri. Iată, oh! 9 metri, execută Simina Neag. Pentru Ana Maria Ion. Mingea ajunge la Mihaela Tecariu. Simina Neag încearcă să pivoteze acolo. Oh, ce lovitură a încasat Ana Maria Ion, însă nu acuză nicio durere. Din nou mingea, apărare foarte dură a celor din Deva. S-au apărat foarte dur la mai multe faze din acest meci. Multe au intrat în prepasiv fetele din Sebeș, trebuie să arunce la poartă, o aruncare blocată. Rămân în continuare, cu toate că au aruncat în pasiv și este gol! Ana Ciolan marchează al treilea gol în această partidă și este 5-3 pentru formația din Sebeș. Cum spuneam anterior, Hunedoencele au un obiectiv clar impus de conducere și mai exact calificarea în prima ligă a basketului, în elita basketului, handbalului național, mă scuzați pentru această expresie, în elita handbalului național, acolo unde vor întâlni formații foarte bune, va fi foarte greu dacă nu se va investi masiv în echipele din divizia, însă este de admirat faptul că se bazează mult pe junioare și formația din Deva și cea din Sebeș. Pasiv, s-a fluierat joc pasiv și fetele din Sebeș au recuperat balonul și vor încerca de această dată să construiască, au calmat jocul, așteaptă o schimbare, a intrat pe teren cu numărul 7 Paola Chirilă, care a înlocuit-o pe Simina Neag. Ana Maria Ion intră în centru, pasează pentru Mihaela Tecariu, mingea ajunge în extremul la Bianca Bogdan, revine la Tecariu și se încearcă angajarea interului stânga Paola Chirilă. Ana Maria Ion a intrat în centru. Oh, ce pătrundere bună! 9 metri flăra de arbitri. Jocul începe deja să devină tensionat. Și din nou pasiv. Nu a trecut foarte mult timp. Nu știu, arbitrii au suflat prea repede acest prepasiv. Fetele trebuie neapărat să arunce la poartă. Foarte bună aruncarea, însă la fel a fost și intervenția Laurei Păinaru. Și Hunedoencele se nepustesc în atac, unde reușește să înscrie golul de 5-4. Se joacă pe contre. Oh, ce pasă oarecum dată la întâmplare, însă a fost ajunsă de Bianca Bogdan. Paola Chirilă încearcă o pătrundere foarte bună și ce gol! Foarte bine a găsit Paola Chirilă acest culoar și a profitat din plin de neatenția pe care s-a creat în tabăra hunedoreană la această fază, marcând golul cu numărul 6 pentru formația din Sebeș. Se încearcă foarte mult din tabăra hunedoreană, boltele peste Lenuța Mormenci, însă nu au fost reușite în această seară. Ați văzut Maria Bardac, ce a fost la, cred că la a treia aruncare de astfel de gen. Și pătrundere acolo, este faultată și este aruncare de la 9 metri. A fost faultată Mihaela Tecariu.
În meciul precedent transmis de Alba TV al fetelor din Sebeș, da, se fluieră pași. Dublu dribling, cum s-ar spune, dar mingea este în continuare la Une Dorence și din nou aceeași aruncare, însă Lenuța Mortar cu oarecare experiență nu a reușit să fie învinsă din astfel de aruncări. Cum spuneam în precedentul meci transmis de Alba TV de aici din sala Florin Fleșeriu, HC Alba Selveș a învins Mureșul Târgu Mureș cu scorul de 23-19. A fost primul meci în fața suporterilor din actualul sezon al fetelor din Sebeș. Iată o aruncare parată a Mihailei Tecari și ce intervenție are Ana Maria Ion. Pasează foarte bine pentru Ana Ciolan. Nu se fluieră nimic la această fază. S-au grăbit puțin fetele din Sebeș și pot fi taxate pentru această imprudență și este gol. Gol marcat de formația din Deva. Jucătoarea cu numărul 33, Ana Maria Simion. Ana Maria Ion face și acum un meci foarte bun, la fel ca și precedentul meci de acasă împotriva celor de la Mureșul Târgu Mureș, unde a fost, după părerea mea, cea mai bună jucătoare. Ce intervenție! Ce intervenție are Laura Poenaru, însă mingea revine la Sebeșence și este pasată pentru Paula Chirilă, ce este faultată. Primește din nou Paula Chirilă. Mihaela Tecari, pătrundere foarte bună. Prea multă duritate din partea hunedorencelor în defensivă. Mihaela Tecari pasează pentru Paula Chirilă. Mingea ajunge în extrema dreaptă la Ana Petea și o aruncare pe lângă poartă a extremei dreapta din tabăra sebeșeană. Gol marcat de Cetate Deva Trans. 6-6, Ana Ciolan este faultat. Nu. Se fluieră semicerc, credeam că arbitrii vor acorda lovitură de la 7 metri, însă nu a fost bruscată. Ce intervenție are nou. Mingea intră totuși în poartă. Foarte mare spațiul lăsat pentru pivotul hunedorencelor, Alina Șovar, care a înscris două goluri în urma neatenției din apărarea fetelor din Sebeș. A fost oarecum degringoladă acolo, nu au revenit în urma atacurilor în apărare, nu s-au apărat cum ar fi trebuit și iată, se văd conduse pentru a doua oară în acest meci. Este 7-6. Da, o mână pusă acolo care a dus spre un fault de Costela Lazar, care a faultat-o pe Ana Ciolan. Auziți și tobele care le încurajează pe fetele din Sebeș spre o victorie mare. Să vedem și noi dacă va fi această victorie. O mână pusă în gât, arbitrul ar trebui să vadă acest lucru și văd fluieră fault, o văd pe Ana Maria Ion resimțindu-se în urma acelei lovituri. Pași în fault, prepasiv din nou, au intrat în prepasivă fetele din Sebeș și trebuie neapărat să arunce la poartă. Nu se respectă distanța și nici fluierul arbitrului. Ana Ciolan, foarte bună pirueta și este corn, picior. Picior, s-a dictat picior. Forțate din nou de timp, trebuie să fie o aruncare bună. Ana Ciolan, ce gol, auziți și sala. Scandările publicului sunt elocvente pentru a evidenția aruncarea Anei Ciolan la poartă. 7-7 în acest moment, o văd pe a treia portăriță a echipei din Sebeș,
Maricica Ilea, care face niște mișcări de stretching, cum s-ar spune. Însă iată o minge recuperată din nou de... Oh, ce greșeală! Și fetele din Deva pleacă pe atac. Gol! 8 egal în acest moment, când din partidă s-au scurs 23 de minute. Începe să tremure sala. Să le vedem pe fetele din Sebeș. Mă scuzați că mă repet, dar este foarte evident faptul că fetele din Deva încearcă să joace de dură, pași în fault, se fluieră și va fi aruncare de 9 metri, de la 9 metri pentru formația din Sebeș. Așa Alba Sebeș repune mingea prin Ana Ciolan, Paula Chirilă. Pasează pentru Ana Petia, imprudentă la această fază, însă mingea rămâne în favoarea lor. Ce recuperare bună a reușit Ana Maria Simion, și fetele din Deva pleacă pe un contraatac. A reușit oarecum să se aranjeze în apărare fetele sebeșence. Îl văd pe Octavian Achimescu mulțumit de cum s-au aranjat în defensivă fetele antrenate de el. Ce gol marcat de pivotul celor din Deva, Maria Bardac. Nouă la 7 în acest moment pentru formația din Deva. O intervenție foarte bună. 9 metri. A insistat foarte bine acolo Simina Neag și a obținut această aruncare de la 9 metri. De remarcat este portărița celor din Deva, Laura Poenaru, care a avut câteva intervenții destul de bune în acest în această primă repriză, însă și de partea cealaltă Lenuța Mormeș nu s-a lăsat mai prejos. 7 metri dictează arbitrii pentru atacul acesta al HC Sebeșului. Este oprit cronometrul în acest moment, 26 de minute scurse din prima repriză. În poartă intră Dinevska Eva și cu siguranță Ana Ciolan este cea care va arunca la poartă. O văd, se resimte în urma acelui brânci dat de apărătoarele din Deva. Nu, cea care va arunca de la 7 metri este Paula Chirilă. Să vedem lovitura, o fentă, două și este gol! 9-8 în acest moment pentru Deva, au redus din diferența de două goluri fetele din Sebeș. Meci strâns, oricare formație ce va încerca desprinderea în acest moment va putea avea un atu sau va putea să fie eșecul pentru formație. Da, a fost faultată, s-a văzut și de aici. Degeaba protestează Octavian Achimescu, este acum mustrat verbal de arbitrul partidei. A fost un fault vizibil și din tribună. Alina Șovar a fost cea faultată de Ion Ana Maria. Ce aruncare bună și ce intervenție are Lenuța Mormeci. Repune mingea în joc, mingea ajunge la Ion Ana Maria, Paula Chirilă, Simina Neag. Paula Chirilă, o fentă, Simina Neag și ce gol! Ce gol marcat de către Ion Ana Maria. A tras, a aruncat foarte bine la poartă, pe jos, unde pentru portar este destul de greu să respingă acel balon.
9-9 cu 2 minute înainte de pauză. Îl văd acum și pe antrenorul fetelor din Deva, Marian Muntean, fiind foarte nemulțumit de faza anterioară unde elevele sale au pierdut, copilărește mingea. Sebeșencele revin în atac și se fluieră 9 metri. Oh! Anemică această aruncare a Anei Maria Ion. Ce pătrundere foarte bună a Alinei Șovară, care a reușit să marcheze pentru 10-9. Fault în atac. Și din nou Alina Șovar față în față cu Lenuța Mormeci. 10-11-9. Poate fi un moment important, un moment foarte important al acestei partide, dacă fetele nu vor, din Sebeș nu vor reuși să revină în joc și în tabelă. Pune Dorencele pot gestiona foarte bine acest avantaj de 2 goluri, mai ales că mai sunt foarte puține clipe până la pauză, dar antrenorul Sebeșului, Octavian Achimescu, a simțit această stare din echipa sa și a cerut un timeout. Îl văd foarte tensionat, le explică, le ceartă pe fetele sale. Însă vine și acest moment în care este evidențiat spiritul echipei, se vede că este o adevărată familie și de partea cealaltă. Fetele din Deva au acea îmbrățișare dinainte de a repune mingea în joc. 11-9 așadar, înainte cu 1 minut și câteva secunde de finalul primei reprize. Poate fi, cum spuneam, o desprindere foarte importantă a formației din Deva, aceste 2 goluri. Dar, cum se spune, mai sunt 30 de minute și orice se poate întâmpla. Se fluieră fault, evident, acest fault asupra Paulei Chirilă, Simina Neagă acum, Ana Maria Ion din nou încearcă pivotarea, însă este oprită de 3 handbaliste din Deva. Foarte frumos făcut acel paravan. Este angajată, ce lovitură a încasat Ana Ciolan, din nou angajată foarte bine de Paula. Și aruncare de la 7 metri pentru formația din Deva, din Sebeș. Acuză dureri la spate în urma căzăturii Ana Ciolan. Ar fi o pierdere mare pentru Octavian Achimescu, această jucătoare. Paula Chirilă merge să vadă cum se simte colega sa, care se ridică în aplauzele întregii săli. Vom vedea acum aruncarea de la 7 metri a Paulei Chirilă, care va încerca să o învingă pe Laura Poenaru și... ratare! Ce ratare! Recuperează Paula Chirilă. Mai sunt 20 de secunde și să ne pustesc în atac Ana Maria Ion. Ce intervenție are Laura Poenaru în fața Anei Petea. Să nu primească gol fetele. Nu, este gol. 3 goluri au la pauză. Mai sunt 4 secunde. Meciul se termină în acest moment. Așadar, scorul la pauză este de 12-9 pentru Cetate de Vatrans. Eu dau legătura în studio, revenim după pauza dintre reprize.
Iată-ne din nou în emisie cu partida dintre HC Alba Sebeș și Cetate Deva Trans la pauză. Fetele din Deva conduc cu scorul de 12-9, formația din Sebeș, și cu siguranță vom avea un act secund mai încins decât primul. Wow! Nu este gol! Foarte bine! Ba da, intră mingea la a treia intervenție, intră în poarta apărată de Lenuța Mormeci. 13-9, 4 goluri diferență, va fi oarecum greu pentru elevele lui Octavian Achimescu. Văd schimbări în primul 7. O văd pe Paula Hoha intrată pe rolul de pivot. Nu, extrem, mă scuzați, foarte multe schimbări în timpul meciului. Fac aceste scheme fetele din Sebeș și cred că sunt făcute pentru a destabiliza apărarea celor din Deva. Ana Maria Ion. Oh, ce faul! Și este prima eliminare de 2 minute. Prima eliminare de 2 minute, așadar, pentru Alina Șovar. Curat meciul, dacă putem să spunem așa. Iată, prima eliminare vine abia în a doua repriză, în minutul 32 al partidei. Repun fetele în joc prin Paula Chirilă. Ana Maria Ion în blocaj și recuperează. Ținută foarte bine acolo. Wow, intervenție bună! Lenuței Mormeci, este gol! Bravo, Paula! Paula Chirila a marcat acest gol pentru Sebeșene. Repun mingea în joc, Une Dorencele. Și sunt din nou 3 goluri diferență între echipele care se duelează astăzi. Cum spuneam și la începutul meciului, HC Alba Sebeș din 4 meciuri disputate a adunat 2 victorii și 2 înfrângeri. A pierdut primele 2 meciuri din campionat împotriva Clubului Sportiv Municipal Bistrița și Clubului Sportiv Municipal din Slatina. Mingea intră în poartă și să vedem ce dictează arbitru. Oh, cheamă medicul pentru a-i acorda îngrijiri medicale Mariei Bardac. Așadar, cu Bistrița au pierdut 23-22, a urmat o nouă înfrângere cu 27-24 împotriva formație din Slatina, iar apoi 2 victorii consecutive împotriva Mureșului, Târgu Mureș, meci de altfel transmis de televiziunea locală Alba TV, unde fetele s-au impus cu scorul de 23-19, iar în ultimul meci jucat Sebeșencele au învins Gorjencele din Târgu Jiu, Universitatea Constantin Brâncuș, cu 26-21. 95 de goluri marcate și 90 primite până la acest meci de fetele din Sebeș. De cealaltă parte, Une Dorencele au 140 de goluri marcate și, la fel ca echipa din Sebeș, 90 de goluri primite. Așadar, diferență oarecum mare între atacurile celor două echipe. Se încearcă angajarea Paulei Hoha, care nu a reușit bolta peste Laura Boenaru. De cealaltă parte, adversara Sebeșului de astăzi are 3 victorii și o înfrângere. A câștigat la Reșița, la Vâlcea și la Bistrița, fiind învinsă de HCM Baia Mare 2 cu scorul de 29-26.
6 puncte acumulate de Hunedoara în clasament. De cealaltă parte, formația gazdă de astăzi are 4 puncte, iar o victorie în acest meci a Sebeșencelor ar egala formația din Deva în clasament. S-a aprins și galeria Sebeșului, auziți și dumneavoastră bătăile de tobe, aplauzele și scandările din tribună. Un public numeros în această seară, putem spune. Încearcă Simina Neag pentru Paula Chirilă, ce șut frumos de la nivelul de pe picioare. Aruncat la poartă Paula Chirilă, o jucătoare importantă în angrenajul echipei din Sebeș. 14-11 în acest moment scorul indicat de tabela Sălii Florin Fleșeriu din Sebeș. Mâine de la aceeași oră, 15:30 de minute, pe Alba TV puteți urmări duelul din Liga a 4-a dintre Olimpia Iud și Sportul Sebeș. O recuperare foarte bună a Paulei Hoha. Ana Ciolan, Paula Chirilă, pasează pentru Simina Neag, care o angajează pe Bianca Bogdan, ce înscrie cu o voltă foarte frumoasă peste portărița Laura Poenaru. 14-12 și sala ia foc în aceste momente. Cum spuneam, Olimpia Iud va întâlni pe teren propriu Sportul Sebeș într-un duel din Liga a 4-a. Va fi cu siguranță un meci disputat, așa că nu veți pierde nimic dacă veți rămâne alături de Alba TV. Gol marcat acum de jucătoarea cu numărul 33, extrema dreaptă a formației Hunedoara, Ana Simion. Oh! Publicul strigă împotriva deciziei arbitrului, sunt contra acestei, dar arbitrul nu a acordat 2 minute eliminare pentru jucătoarea Carola Stângu. 2 minute eliminare și aruncare de la 7 metri pentru formația din Sebeș. Eliminată jucătoarea Ana Maria Simion. Cum spuneam și în prima repriză, foarte dură se apără Hunedorencele, este doar aruncare de la 9 metri. Iată, fetele discută între ele, probabil va fi o schemă. Încă nu au intrat sub amenințarea prepasivului, așa că au timp să dezvolte acest atac. Trage jucătoarea hunedoreană. Maria Bardac, apărare dură, cum spuneam anterior. Paula Chirilă nu găsește culoarul. Simina Neag, Paula Chirilă. Oh, a fost fault în atac. Corectă decizia arbitrilor. Paula tot a faultat în atac, a încercat o pătrundere în forță, însă în fața sa a stat foarte bine o jucătoare din tabăra Devei. Cetate Deva Trans actualmente pe locul al treilea în divizia Seria B de handbal feminin. Oh! Faul dur, eliminare de 2 minute pentru Paula Chirilă. Cum spuneam, locul 3 pentru Cetate Deva Trans, au obiectiv impus promovarea în Liga Națională de handbal feminin. Și la Sebeș se discută acest obiectiv, este vorba despre promovarea în prima echipă, în prima ligă. Gol marcat de Șovar Alina. ...16-12, de fiecare parte sunt eliminări de câte 2 minute. Și intră în acest moment Mihaela Tecariu, care o schimbă pe
Ana Maria Ion și își ia rolul în primirea acela de conducător de joc a formației din municipiul Sebeș. Simina Neag, Mihaela Tecariu și acum Ana Ciolan. Mihaela Tecariu este oprită ca de fiecare dată de apărătoarele celor din Deva. Sala le împinge de la spate pe jucătoarele antrenate de Octavian Achimescu. Amenințare de joc pasiv, să vedem. Nu. Pe lângă poartă această aruncare a Siminei Neag și este 16-12, 4 goluri diferență între echipe. Octavian Achimescu într-o... Oh, recupera, nu! Revine Melinda tot și ce intervenție are Lenuța Mormeci! Foarte bună această intervenție! Foarte bună schema fetelor! Le-a ieșit de această dată jocul defensiv și se ne apustesc în atac Ana Ciolan, Simina Neag, Mihaela Tecariu, Ana Ciolan oprită prin faul, ia priviți. Este ținută foarte, foarte tare de tricou. Inițiază un nou atac fetele din Sebeș. Să vedem dacă vor reuși să înscrie. Foarte frumos, bine și dur se apără Pune Dorencele. Simina Neag încearcă să o angajeze pe nou intrat Adelia Paștiu, însă defensiva fetelor din Deva au reușit să blocheze acea pasă a Siminei Neag spre Adelia Paștiu și nu a dus la nicio concretizare pe tabela de marcaj. Melinda tot. Alina Șovar și din nou intervenție foarte bună a Mihaelei, a Lenuței Mormeci. Apărare om la om, faultată în extrema. Jucătoarea cu numărul 8, Ioana Pojar. Ce intervenție foarte bună a Laurei Boenaru, a nu știu câte intervenție. Nu sunt amenințate fetele de prepasiv. Dezvoltă atacul prin Ana Ciolan, cea mai bună jucătoare, 7, aruncare de la 7 metri. Nu, de-abia 9 metri, mingea intrase în poartă. Arbitrii nu au validat golul. Simina Neag. Foarte bun, foarte bună aruncarea Siminei Neag și tabela arată în acest moment de 16-13 pentru Cetate Deva Trans. O veste foarte bună pentru handbalul românesc este aceea că cea mai bună jucătoare a lumii din 2010, Cristina Neagu, a revenit pe teren în partida dintre Olchim Râmnicu-Vâlcea și Corona Brașov. Oh, ce aruncare foarte bună are Ștefania Lazăr. Oh, este bruscată foarte tare acolo Ioana Pojară și mingea va fi repusă dintr-o lovitură de pedeapsă de către jucătoarele din Sebeș. Ce pătrundere, ce culoare a găsit acolo Mihaela Tecariu și este 17-14 în aceste momente. Se joacă pe un ritm nu prea alert, așteptăm
Gol! Gol foarte bine marcat de jucătoarea cu numărul 99 din tabăra hunedoriană, Ștefania Lazăr, aceea Ștefania Lazăr care a marcat și anteriorul gol al formației din vechea cetate Deva. Cum spuneam, așteptăm ca jocul să se încingă. Depinde foarte mult de atitudinea fetelor din Sebeș. 2 minute eliminare pentru Alina Șovar și aruncare de la 9 metri. Cea faultată a fost Delia Paștiu. Mihaela Tecariu, Ana Ciolan, Mihaela Tecariu încearcă să găsească din nou acel culoar. Ana Ciolan pasează pentru Mihaela Tecariu. Simina Neag. Oh, nu a reușit angajarea pivotului, 9 metri și protestează antrenorul Marian Muntean asupra deciziei arbitrilor. Ana Ciolan. Oh, ce intervenție bună are din nou Laura Boenaru. A aruncat la poartă extrema stângă a HC-ului din Sebeș, Ioana Pojar. Și fetele se regrupează în apărare și iată o demarcare om la om. Mihaela Tecariu a ieșit la Maria Bardac. Să vedem cum vor gestiona fetele acest atac al celor din Hunedoara. Recuperează balonul prin Bianca Bogdan. Mihaela Tecariu, Simina Neag, Ana Ciolan. Simina Neag este oprită prin faul. 9 metri. Delia Paștiu va executa. Mihaela Tecariu. Ana Ciolan, probabil cea mai bună jucătoare a formației din Sebeș. 9 metri din nou și noi proteste asupra arbitrilor din partea antrenorului hunedorian Marian Munteanu. Sala Florin Fleșeriu fierbe, fetele sunt împinse de pe la spate să marcheze, să vedem, au intrat în prepasiv. Mihaela Tecariu, Simina Neag aruncă la poartă și pierd balonul. Vedem o ceartă între antrenorii celor două formații. A fost o decizie contestată de ambii arbitri în momentele trecute, însă important este că jocul continuă și Melinda tot primește acum balonul. Angajare foarte bună a Alinei Șovar. 7 metri, decizia arbitrilor. Nu mi s-a părut un fault destul de elocvent, dar este decizia arbitrilor și nu ar trebui comentată. Mihaela Murmeci nu reușește să oprească mingea trimisă de Ana Maria Simion. 19-14, iată 5 goluri diferență înainte cu 15 minute de finalul partidei. O diferență oarecum liniștitoare pentru formația hunedoriană, care și înaintea partidei pleca cu prima șansă. A fost un handbal frumos în prima repriză practicat de fetele antrenate de Octavian Achimescu. Însă neatenția, iată din nou proteste asupra deciziilor arbitrilor din partea antrenorului Marian Muntean. Oh. Duritate mare în tabăra hunedoreană.
Ce blocaj bun, ce blocaj bun și fetele din Sebeș nu reușesc să recupereze balonul. Lenuț Amurmeci este învinsă din nou de aceeași Ana Maria Simion. 20-14. Cere timeout antrenorul formației gazde. Da. Este oprit pentru un timeout jocul. Să vedem dacă le va aduce un suflu nou antrenorul Octavian Achimescu fetelor sale. Îl văd gesticulând foarte mult, explicând fetelor greșelile pe care le-au comis în defensivă și cu siguranță le va împinge în atac în ultimele minute. Din sală se aud proteste asupra deciziilor celor doi arbitri din această seară, însă a fost un arbitraj curat, putem să-i spunem. Bineînțeles, se mai greșește la orice nivel, suntem divizia A, seria B a handbalului feminin din România. Dar, cum spuneam, arbitrajul a fost unul corect în această seară. Reîncepe partida. Paula Chirilă, Mihaela Tecariu. Aruncare de la 9 metri în urma pătrunderii Paulei Chirilă. Delia Paștiu, pivotul din teren al formației din Sebeș, nu a reușit nicio acțiune bună în acest meci. Bară, mingea nu vrea să intre în poartă. Să vedem decizia arbitrilor. Aruncare de la 7 metri. Ana Ciolan arestează mingea și va încerca să o trimită în poarta apărată de această dată de Eva Dinevska. Să vedem aruncarea Anei Ciolan din lovitura de la 7 metri. Se așteaptă fluierul arbitrilor. Gol foarte frumos! Pleacă din nou în atac Hunedorencele. Nu mai este ținută om la om Maria Bardac, cea mai agresivă jucătoare. Ce pătrundere bună a reușit! 7 metri fluiera arbitrii, însă, ba da, se acordă și eliminare de 2 minute pentru Ioana Pojar. Ana Maria Simion față în față cu Lenuța Mormeci. Momentele de concentrare dinaintea loviturii de la 7 metri, vine fluierul arbitrilor. Și este gol! 21-15 pentru formația din Deva. Chemată de pe banca de rezerve Bianca Bogdan, aceasta intră în locul Deliei Paștiu, care o văd certată de către Octavian Achimescu. Au o jucătoare în minus în acest moment și un gol ar fi foarte important pentru Sebeșence. Oprită prin fault Bianca Bogdan, Ana Ciolan, Mihaela Tecariu, Paula Chirilă. Angajare foarte bună, picior.
picior a fost acolo, arbitrii nu au flerat nimic. Și să ne apustesc în atac, Hunedorencele, mingea ajunge în extremă și a fost o intervenție foarte bună reușită de către Lenuța Mormece, aruncase la poartă Carola Stângu. Extrema stângă, Carola Stângu. Încearcă și o nouă. Ușor acordat acest fault. Arbitrii opresc jocul și din nou este avertizat verbal antrenorul formației gazde Octavian Achimescu. Aruncare de la 7 metri pentru Cetate de Vatrans, Ana Maria Simion, din nou față în față cu aceeași Lenuță Mormeci. Boltă foarte bună, foarte frumoasă această aruncare de la 7 metri și este 22-15 cu mai puțin de 10 minute rămase din acest joc. În etapa următoare Sebeșul se va deplasa la Timișoara. Deva va întâlni acasă Mureșul, Târgu Mureș, formația pe care gol 23-15 în acest moment arată tabela sălii Florin Fleșeriu, un nou gol marcat de Ana Maria Simion. Cum spuneam, Deva o să primească vizita formației Mureșul, Târgu Mureș în etapa următoare, formație pe care fault în atac. Corectă decizia arbitrilor. Mureșul, Târgu Mureș, prima formație învinsă de Handball Club Alba Sebeș în acest sezon, tocmai pe teren propriu în fața propriilor suporteri. A fost 23-19. Ce lovitură încasează acolo Costela Lazar. Ana Maria Ion a lovit-o pe aceasta. Ce aruncare! Aruncare de la mare înălțime, a fost un salt gigant făcut de către Ștefania Lazar, însă pe lângă poarta apărată de Lenuța Mormeci. Mihaela Tecariu pasează foarte bine pentru Bianca Bogdan, care a fost oprită de către Laura Poenaru. Semicerc fluieră arbitrii de această dată la pătrunderea de pe extrema stângă a jucătoare din tabăra Hunedoreană, Carola Stângu. Și fetele antrenate de Octavian Achimescu pleacă din nou în atac. Delia Paștiu nu a reușit să păcălească niciodată formația din Deva. Apărarea din Deva a fost încolțită foarte bine acolo în mijlocul apărării. Nu are și nicio desprindere. Să vedem la această fază. Mihaela Tecariu, Delia Paștiu, nu este fault. Ana Ciolan, Mihaela Tecariu, Ana Maria Ion, 9 metri, 2 minute eliminare pentru Ana Maria Simion. Decizie promptă a cavalerilor fluierului din această seară. Să vedem acum în superioritate numerică ce vor reuși fetele antrenate de Octavian Achimescu. 9 metri în această fază. Mingea revine în joc. 7 metri la această fază și este oprit cronometrul.
Ana Ciolan fără balonul și va încerca să o învingă pe noi intrata în poarta celor de la Cetate de Valtrans, Eva Dinevska. Le văd resemnate pe jucătoarele din Deva, mai sunt 5 minute din joc, nu ar trebui să renunțe, însă formația unedoreană se vede că este mult mai experimentată și leagă jocul mai bine și iată o aruncare ratată, Delia Paștiu! Indolentă la această aruncare, ce privire îi aruncă Octaviana Chimescu. A fost ratare de la 7 metri, Ana Ciolan a tras în bară, după care Delia Paștiu nu a reușit să trimite mingea în poartă, aruncând mult peste poarta apărată de către Laura Boenaru. În acest moment, time-out cerut de către Marian Muntean. 23-15, 8 goluri diferență între Cetate de Vatrans și HC Alba Sebeș. Se aude mai tare strigătul de luptă al fetelor din Deva. Octavian Achimescu privește Aievea, nu-și dă seama ce nu a mers în jocul echipei, însă, cum spunea la un interviu acordat pentru postul de televiziune Alba TV, meciul împotriva Devei va fi unul foarte dificil și trebuie abordat din postura unei echipe care să nu primească foarte multe goluri. Iată, nu putem spune că fetele din Sebeș se fac de râs în această seară, dar 8 goluri sunt greu de recuperat și la nivelul echipelor mai experimentate. Lenuța Mormeci are o intervenție foarte bună. Putem să spunem că este cea mai bună jucătoare din această seară. Mihaela Tecariu nu reușește să înscrie în poarta apărată de Laura Poenaru. Mai puțin de 5 minute până la finalul partidei. Aici în sala Florin Fleșeriu, HC Alba Sebeș, Cetate de Vatrans, 15-23. Ce intervenție are Lenuța Mormeci, care repune repede balonul în joc, angajată Delia Paștiu și gol. Gol marcat de Delia Paștiu. Acuză dureri la nivelul piciorului stâng Ana Maria Ion în urma unui duel cu Melinda Tot, dacă nu mă înșel, însă mai important este faptul că fetele antrenate de Octaviana Chimescu au reușit să înscrie din această fază prin pivotul echipei Delia Paștiu. Iată ce schemă foarte frumoasă făcută de către Maria Bardac, însă arbitrii au oprit jocul și au acordat lovitură de la 9 metri pentru oaspetele din această seară. A expirat și cele 2 minute de eliminare din tabăra hunedoreană. 24-16, se păstrează avantajul de 8 goluri. Ana Maria Ion foarte aproape să piardă acel balon. Ana Ciolan pasează pentru Bianca, nu a fost Bianca, da, mă scuzați, este nouă intrată Andreea Baltag. A pierdut balonul foarte ușor. Cum spuneam, sunt foarte multe jucătoare tinere în tabăra echipei gazdă și acest
fapt poate conduce la rezultate negative, însă este un bine pentru echipă folosirea acestor jucătoare. Melinda tot pasează pentru Ana Maria Simion, care reușește o pasă foarte bună acolo în extremă și bară. Carola Stângu a aruncat foarte frumos, fără săritoră, time-out cerut din nou de Marian Munteanu. Cerut pe atacul echipei sale, nu se practică de multe ori astfel de decizii, le poți strica planurile, le poți desconcentra pe jucătoare, însă este decizia antrenorului, mai sunt puține faze până la finalul partidei. Scorul arată în continuare 24-16 aici în sala Florin Fleșeriu. Se va repune mingea în joc, îl văd pe Octavian Achimescu având de protestat asupra unor decizii ale arbitrilor din această seară. I se explică ceva, se calmează, mai sunt 2 minute din joc. Deva în atac. Melinda tot. Maria Bardac. Luată om la om mai devreme, s-a renunțat la această decizie. Pondere foarte bună și ce fază frumoasă au făcut jucătoarele din Deva, însă Melinda tot nu a reușit să fructifice. Aeriana foarte bună a Anei Maria Simion. Și în aceste momente Handball Club Alba Sebeș se află în atac, repun mingea din 9 metri. În urma unui foul recepționat de Delia Paștiu, Ana Ciolan simulează o aruncare, Mihaela Tecariu. Ana Ciolan aruncă bine, bară. Și Lenuța Mormeci, foarte bună intervenția Lenuțe Mormeci. Eliminare, nu, este cartonaj roșu. Cartonaj roșu pentru cea mai bună jucătoare a taberei din Sebeș. Lenuța Mormeci, cea mai experimentată jucătoare de pe teren, este trimisă în tribune. A fost o tragere, auziți și dumneavoastră aplauzele pentru această. Scorul era mult mai mare dacă nu era ea în poarta apărată, în poarta Sebeșului. Intră în teren Maricica Ilea. A fost scoasă Delia Paștiu din formația sebeșană. În rind de tobe pleacă Deva spre ultimul atac al acestui meci. Se putea angaja pivotul la acea fază, Ana Maria Simion, însă Melinda tot a refuzat să facă acel lucru. Cum spuneam, pe ritm de tobe pleacă Deva, aruncare la poartă, o intervenție bună a Măricică Ilea. 2 minute, eliminare pentru jucătoarea din tabăra hunedoreană, Ștefania Lazăr, care a împiedicat repunerea balonului. Așadar, mai puțin de 15 secunde până la finalul jocului. 24-16 arată în aceste momente tabela din sala Florin Fleșeriu.
Meciul este terminat. Poate vom mai vedea un gol în acest ultim atac al formației din Sebeș. 4 secunde, nu se oprește timpul. 9 metri și va fi ultima aruncare. Să vedem ultima aruncare de la 9 metri. Sirena s-a auzit în sala Florin Fleșeriu, mai este să mai acorde doar timp pentru această lovitură. Ana Ciolan, practic, are în față un zid format din jucătoarele din Deva. Greu de spart acest zid. Nou, intervenție foarte bună a Laurei Poenaru și meciul se termină 24-16 pentru formația oaspete Cetate Deva Trans. O victorie categorică aplicată jucătoarelor din Sebeș. Așadar, al doilea meci din acest sport, mai exact din handbal, transmis de televiziunea locală Alba TV, se încheie, dragi telespectatori. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, mâine de la aceeași oră Olimpia Iud va întâlni în duelul din Liga a 4-a Sportul Sebeș. Vă mulțumesc pentru atenție și dau legătura în studio. La revedere!